Atâția oameni duc o viață lipsită de sens. Ei par pe jumătate adormiți, chiar și atunci când sunt ocupați de lucrurile pe care le cred importante. Asta din cauza faptului că urmăresc lucrurile greșite. Nici o iluzie nu e mai crudă decât iluzia că marele succes și banii cei mulți îți pot cumpăra rezistența împotriva relelor omenirii. Bucuria există în acceptarea de sine. Caută acceptarea perfectă, nu viața perfectă. O persoană prudentă profită de experiența personală, una înțeleaptă, de experiența altora. Dacă nu suntem împliniți în dragoste, adevărata dragoste, aceea care se dăruiește fără rezerve altei ființe, s-ar putea să nu săvârșim nimic. Nu schimb cursul istoriei, întorcând chipurile portretelor cu fața la perete. Un bun călător nu are planuri fixe și este dornic să sosească. Nu te grăbi, nu-ți face griji. Ești aici doar pentru o scurtă vizită. Așa că oprește-te și bucură-te de parfumul florilor. Chiar dacă ești pe drumul cel bun, o să fii călcat în picioare dacă rămâi doar acolo. Din cer, din pământ, dintr-o bucată de hârtie, dintr-o formă trecătoare, din pânza de păianjen, trebuie să luăm ceea ce este bun pentru noi, de oriunde am fi. Viața este ori o aventură curajoasă, ori nimic. Pierzi 100% din riscurile pe care nu ți le asumi. Mulți gonesc după fericire, la fel cum omul cu capul în nori își caută pălăria când aceasta e în mâna lui sau pe cap. Dacă nu faci sex destul de des, o să ai nevoie mai rar, deși nu este cea mai bună variantă. Recunoscându-ți greșeala, ai plătit și mai înțelept ai devenit. Dacă ți-a plăcut acest clip, nu uita să lași un like, să te abonezi la canal și să scrii în secțiunea de comentarii citatul favorit. Îți mulțumim pentru vizionare, iar până data viitoare nu uita. Te rog, stai puțin pe gânduri.